socialiștii, apropo, ne-au blocat referendum pentru anticipat. Asta se ține de declarația domnului Dodândi. Lui nu e rușine. Socialiștii au membru în CEC? Aha, da. Și-au votat și ei? Da, au votat cu pasul unanim. Contra referendumului pentru anticipat. Plus, dacă ei pe bune sunt partii de opoziție, eu doar atunci le-am trimis scrisoare în Parlament. Vă rog frumos, că ei n-au nevoie de colectarea semnăturilor. Deci, o treime din deputați are drept să iasă inițiativa de a organiza un referendum pentru anticipat. Da. Deși nu au acceptat bloc socialiștilor și comuniștilor, dacă ei pe bune lupt cu Maia Sandu. A? Încă puteau să facă PR, nu? Zic, uai, taman, usate, să nu strângă semnături prin țară. 100.000 pentru organizarea referendumului pentru anticipate. O tăcut ca motanie, domnul Gonț. E că așa luptător și așa opoziție nu avem în Parlament.